în gala de vineri de Dish se gândea că are o nouă preferință în rândul fetelor, care de fapt e mai veche, doar că n-a fost menționată clar până acum. Înțeleg că ți-ai dat seama, Dish, că este o persoană în casă cu care ai putea să faci cuplu. Păi sunt atâtea fete singure. Păi da, dar trebuie să te accepte, placă și ele. Că dar păreai, de că, te ce gândești, am nevoie de păreai timp. Că te gândești la cineva anume. Da, dar nu o să mă pronunț. Ce vrei? Să le iau la rând să te întreb sau? Deci se referă la Elena, nu e logic. La Iuliana. La Iuliana? La Iuliana? La mine? La Iuliana? Zii, Dedish. Nu o să zic, nu mă pronunț. Dar de ce? Stai un pic. De ce? De ce Iuliana? Da, și am măsurat înălțimea, am văzut că sunt aceeași înălțime și am zis că cum de nu te-am văzut până acum? Eu credeam că tu ești mai înaltă decât mine. Și a zis că o atrage fizic. Da, atunci, la început. La atrage fizic. A zis că la atrage fizic? La început, a zis că i-au plăcut. Nu tu. Ar putea? Fi vorba despre o întoarcere în timp și la... Da, așa este, Iuliana. Vedeți, doamna Simona, nu știm de unde sare iepurele. Dar surpriza venea mai târziu, când doamna Ioana anunța fata pe care o blochează pentru Dedish. Deci o blochez pe Iuliana pentru că nu se potrivește cu Dedish. Odată ce s-au dat iar cărțile pe față, Dedish concluziona cu băieții. Amândoi suntem o telenovelă, Albert. Ajungem... Nu e o telenovelă, mă, frate, de ce să fie o telenovelă? La modul că au trecut două luni de zile, noi nici acum nu avem relații. Da, dar e situația diferită. Ăsta e și motivul pentru care n-am putut să mă duc către fata asta nouă, către Elena 100%. Pentru că de vreo 3 zile încoace am început să mă uit pe Iulian și nu știu de ce. Deodată, așa, e știi? E frumos așa, legat la e frumos. Frumos. Și acum ești decis? Unde să te duci? Păi Iuliana! Iuliana, bun, du-te. Păi și unde să mă duc, e blocat? Păi nu contează, că și tăcerea asta... Și cum vorbesc cu ea, sper să o convinc să stea aici? Doar din priviri. Dar ai dat un semn că îți place de Iuliana, nu-i dat niciun semn. Nu-i dat niciun semn. Păi nu se știe... Iuliana mea că lipsă de comunicare. Păi. Dar și fetele au detrasat concluzii cu privire la Dedish. Dar vedeți, doamnă, că el s-a îndrăgostit acum. I-a atras atenția Iuliana. Eu i-am spus, eu ți-am spus, a rămas blocată, dar ai văzut ce i-am zis. Mai ești mut? Ești mut. Mut? Dar eu nu știu, dar eu am dat drumul la, fără să-mi realizez. Eu și când spun, deci eu nu gândesc, eu spun ce gândesc atunci. Eu nu le am în, că eu, dragă, așa nu știu să mă pregătesc. Eu ce gândesc atunci, ce spun? Însă Iuliana nu se arăta prea încântată de intențiile lui Dedish. Surprize, surprize că Dedish s-a îndreptat către Iuliana. Doamne, nu mai vorbiți din astea, că s-au dat din astea și cine știe ce Dumnezeu acasă, ori zice oamenii că am ceva cu el. Dar ce, ți-e nu-ți place de Dedish? Ai uitat ce mi-ai spus? Nu, suntem amici, nu văd nimic mai mult, nu. Niciodată. Păi da, și eu am rămas ca la dentist. Da, deci nu știu. Da. I-a spus, zic, tu mă bolversezi total de căpățână. Doamne, surprize, surprize din toate direcții. Dar ce vreți, doamna Ioana, dacă se îndrăgostește? Mă, să dea Domnul, că eu de-aia am venit aici. Dar nu vezi și... Să știu eu că eu sunt dreapă, doamne, dar nici nu mi-a trecut prin cap. Dacă mi-a zis, păi dacă ești mut. Dacă ești... Eu mă gândeam să spun drept tot la Eliza, că a rămas ca în tren. Și poate să mergea ca în mașină. Doamna Ioana, că dumneavoastră v-ați gândit tot la Eliza, că l-o va alege, dar n-ați mai blocată pe Eliza. Ați blocată pe Iuliana. Păi da. Deci i-ați lăsat cale liberă către Eliza. Deci, vă place show-ul, să înțeleg. Și hai să vedem cum l-a muștruluit Cristina pe Dedish la party. Că doar distracția cere și responsabilitate. Dacă ai idee, 50-50, poate fi până la capăt. Asta vreau să zic ție, că tu nu ești până la capăt, tu ești până nici măcar până la jumătate, tu ești până la sfert. Bă, vrei ceva? Fă ceva pentru ceea ce vrei. Și am făcut. Ce ai făcut, Dedish? Că o săptămână te îndrepti către Delia, o săptămână către Eliza. Poate nu-ți dai seama, dar așa se întâmplă. Băi, deci cu Delia, când m-am îndreptat către Eliza, cu Delia se terminase totul, da?
Dar tu nu spuneai asta. Didiști, suntem atâta persoane care a văzut asta. Pe bune, poate tu nu-ți dai seama, dar asta s-a întâmplat. Miercuri am început să o văd pe Iuliana cu alți ochi. De-aia am și spus în gala Iuliana. Atunci lupta pentru Iuliana, numai pentru trei. Care smoale, că am încheiat. N-are cum să lupte că e blocat, iubire și amendă. Și cu așa și cu așa am încheiat. Am zis gata, gata, adică a fost gata. Pe mine, pe mine chiar m-ai enervat la un moment dat. Că tu mai ales, nu te înțelegeam, frate, zic, bă, pe bune. Că nu ești prost. Adică nu e oblac că ești prost sau ceva, să știi să zic că cineva, mă, ăsta e prostul de ce face. Nu ești prost. Asta e chestia cea mai nasoală, că nu ești prost. Vezi ce-mi place bine aia? Că zici, ți-am zis-o ție. Adică, mergi acolo, trec cu capul sus și fă ceea ce vrei, dar... A fost ciudat și tu știi treaba asta. Tu în interiorul tău știi că a fost ciudat. Pe bune. Mă, vrei ceva, fă ceva pentru lucrul ăla, nu? Nu pentru lucru, că nu e un lucru, pentru sufletul ăla, na, pe care tu-l vrei. Bun, acum nu poate că e băgat Iuliana. Hai, pa! Da, explică-mi și mie ce s-a întâmplat miercuri, că aici toată lumea... În ultima săptămână cumva am stat mai mult pe lângă ea, cum zicea și cine spunea Maria. Am stat că... mai mult pe lângă ea. Da, am stat aici. Și ca să îndreptăm, imediat răspuns, dacă să îndreptăm totuși un adevăr istoric, când spui că n-am mai avut nicio treabă cu ele, adică cu Eliza și cu Delia, cred că e corect să spunem ele n-au mai avut nicio treabă. Nu, că n-am mai avut eu nicio intenție, la asta mă refer. Dar nici ele. Și nici ele, da. Adică ele de la ele. Înaintea ta. Da. Da. Așa, deci miercuri, când stăteai tu pe lângă... L-ai simțit pe lângă tine? Nu. Adică... Cum zicea și Maria, am fost foarte atent la felul în care m-am simțit stând lângă ea. Păi tuturor le-a făcut masaj. Și am văzut că mă simt foarte bine lângă ea. Stând de vorbă așa cu ea. Și tu când ai intrat Elena? Exact miercuri s-a întâmplat. Păi tata, tu erai miercuri pe lângă Elena, întrebări la cină. Da, am zis că vreau să o cunosc, mai ales că e de la mine din zonă, mi-a atras atenția. Că zic, băi, de la mine din zonă. Dar n-am mers 100%, mi-am dat seama că mă gândeam la Iulian. Și de aia am și zis în gală Iulian. Dar pentru și că eu am văzut miercuri că era cu Iuliana, se măsurau, adică am văzut, am putut să văd și am zis, cred că după sau nu știu. Da, exact atunci s-a întâmplat miercuri, da. Când vă măsurați? Da. Și ce ți-a dat când te-ai măsurat? Că e mai mică de înălțime ca mine. Ia? De la început, dar aveam impresia că e mai înaltă ca mine. Și la mine o fată când e mai înaltă, și eu cred că e mai înaltă. Tu ce spui, Iuliana? Nu este. Nu sunt, dar nu este vorba de asta. Eu nu pot să am nimic cu el mai mult decât amici. Pare rău. Da, eu mi-am să știți că acum e singurul moment în care puteți vorbi, deci poți să-i spui direct lui. Da. Nu. Da, e ok. Adică eu mi-am exprimat intenția, e ok. Nu o să alerg pe aici. Da, ok. Asta am simțit, asta am zis, asta am gândit, ăsta sunt. Dar totuși, cum ai tu revelațiile astea? Pune noua tehnică. Nu, n-are nicio treabă, nu. De când i-a făcut masaj? Nu neapărat, nu. Mie mi-a plăcut de ea de la început, fizic. Și mă atrage fizic, asta este. Mă atrage fizic. Da, e superb. Dintotdeauna? Nu dintotdeauna, nu. I-am zis și ei că eu nu m-am gândit la ea în tot acest timp. De miercuri încoace s-a întâmplat ceva în mintea și sufletul meu. Păi și uite, acum tocmai ți-a... Da, și am înțeles. ...blocat calea. Ce o să faci cu ce simți? Ce o să fac? Nu o să fac nimic. Ce să fac? O să de ce râzi, mă? Dar de ce râzi? Că nu înțeleg. Spune și mie. Hai ce să spun de ce râd oamenii. Pentru că baletul acesta pe care tu l-ai făcut de când a început sezonul, așadar, baletul acesta te face necredibil în toate intențiile pe care le ai. Tu poate chiar ai simțit pentru una dintre aceste fete. Doar că prea a fost așa... Când într-o parte, când în alta și dacă nu nici într-o parte, nici în alta e musai acolo, e sigur acolo. Adică eu cred că poate și dacă ai fi simțit real și sincer față de Iuliana, tocmai ceea ce ai făcut până în momentul ăsta o face pe Iuliana să fie foarte asta directă. Este? Nu este vorba de asta. Dar pentru că este? Eu nu te-am văzut mai mult decât un prieten. O relație de amiciție. Dar știi care e paradoxul? Că nici el nu te-a văzut până miercuri mai mult decât o prietenă, corect? Corect, da, corect. Uite, așa s-a întâmplat. Nu știu cum se întâmplă. Poate ai fost preocupată în altă parte. Până acum. Păi a fost într-o relație, clar că nu mă uitam după ea, nu...
Și normal că și ea fiind într-o relație nu s-a uitat după altul, nu? Și asta, dar nu m-am gândit niciodată că la el... Păi și eu m-am gândit și dacă m-am gândit am greșit cu ceva și dacă asta am simțit, nu înțeleg. Să râde, de ce să râde dacă nu știu, Valentin, tu ai râs cel mai tare. Ia, ea explică, domnule. Dar mă duceam către Elena, dar de ce te duci către Elena? Sincer, nu am râs neapărat de subiect, că a zis ce să fac, ce să fac. Asta m-a bunit eu sunt. Dar voi, fetelor, de ce râdeți? Mi se pare amuzant, nu? Da. De ce? Pentru că Ileana îi tot zice că nu vrea să aibă nimic. El și el cred că știa, simțea că din partea Ileanei nu vine nimic. Atunci ce e? E jucător? Nu vreau să spun ce este. El știe mai bine ce intenție are și ce vrea să facă. Nu mă privește subiectul. De ce te uiți? Spune. Ți se pare jucător? Nu mi se pare. S-a redresat. A fost pe multe drumuri și acum cred că e pe drumul cel bun. Ce am văzut acum, în tot parcursul de cu Iuliana? Păi, dar ea zise că nu e drumul cel bun. Momentan are o săptămână de stopare, nu poate să vorbească, dar în a doua săptămână... Da, Iuliana e în cursă, adică s-ar putea să nu mai... Doamne ajută să plec acasă. Ți-am spus ceva vineri, Iuliana. Da? Cum e? Păi cred că cel mai bine ar fi fost să nu mă pronunț în niciun fel și să... Și totuși ai făcut-o. Păi dacă au luat cuvântul fetele în gal atunci... Tu, Cristina, de ce te-a... Dar tu de unde ai bănuit că e vorba despre... Nu știu, l-am văzut așa cu el mai... Numai până la Iuliana asta de miercuri. Și da. Bun, și acum... Care va fi strategia ta? Ai de gând să o... Nu, strategie. Ai de gând să o... Nu, în sensul așa, strategia ta de bărbat. Ai de gând să o cucerești, că oricum nu poți. Dar nu poți că sunteți blocați. Sau te retragi, te orientezi spre altă fată? Păi o să treacă săptămâna asta, să nu mai fie blocată și probabil o să avem o discuție săptămâna viitoare, dacă o să mai fie aici. Nu știu dacă o să mai fie aici. Da, nici eu nu știu. Deja... N-am putut să mă abțin sâmbătă și... Da, o să tac. O să se vadă. Nu trebuie să taci, pentru că o să vedem și o să primești sau o să primiți și o sancțiune. Hai să vedem, de fapt, ce s-a întâmplat. O petrecere grecească mult așteptată, cu Steve la microfon, i-a antrenat la voie bună și dans pe concurenții și doamnele casei Mireas. Am dansat atâta cu Dediș. Ai dansat până ți s-a dus machiajul. M-au pupat pe obraz și am suportat atâtea și să pierd la joc. Păi de știam, nu mai suportam atâtea, frate. Am dansat atâta cu Dediș ăsta, lăsați-mă în pace. Ce? Mi s-au și pus cârce la picior, ferească-mă Dumnezeu. Da, nu numai că au dansat, înțeleg că ați și vorbit, nu? Nu neapărat. Mai mult tu ai vorbit cu mine. Nu neapărat. Adică ce înseamnă nu neapărat? Era în stânga mea și eu vorbeam cu Eliza, care era în fața hai, mea. Hai. Vorbim despre sancțiune în câteva clipe. Am pierdut ceva pe drum? Nu. Nu? Dar așa, dintr-o dată, cum s-a ajuns la aproape? Era muzica bună, ne-am simțit aha bine și... V-a plăcut petrecerea, să înțeleg? Da. Da? Nu s-a văzut. Da. Cristina, așteaptă-te că o să înceapă telefoanele de la familie, mesajele, disperare. Ai zis că n-are de ce a fost. Păi, okay. Eu nu zic nimic, dar știm ce s-a mai întâmplat. Nu s-a mai întâmplat nimic. Nu ne mai răspund? Păi nu, că le-ai răspund colegii mei. Că nu te sună pe tine. Că nu le mai răspund. Da, da. Transmite-le pe această cale un mesaj să te lase în pace sau... Da. Ei, nici chiar așa, nu. Nu m-am simțit foarte bine, am dansat cu iubitul meu. Da. Și să nu sunați. Așa. Iuliana cu Dediș, cum s-a ales acest cuplu minune? Să vă explic. Ia. Să clarificăm cât de cât. Când a anunțat, cred că asta era spre dimineață, când a anunțat concursul de dans, eu până atunci nu am dansat aproape deloc, doar cât a fost băiatul acesta și a cântat aici. Ok. Ți-a cam plăcut? Da. După eram sus, chiar mă schimbam, că era pe sfârșit, am mai adunat ceva șervețele și când s-a anunțat mesajul pe plasmă, eu am coborât automat jos. Corect. Și am dansat, credeți-mă că nici măcar nu știam, am și uitat că e Dediș blocat ca să câștig concursul să ies afară la un date cu cineva. Am dansat, dar nu am...
Am vorbit, n-am vorbit aici. Dar unde? Păi a venit în camere la mine sus. A, bravo. Și nu păi vorbeam. Avea febră, tante Ioana. A zis că vorbește cu mătușa lui. Și eu l-am scos afară, doamna Simona. Eu chiar l-am scos afară. Puteți să i-am spus, nu veni că ne facem probleme. Vii aici. A vorbit el, te-a pupat, ați dansat până joi seara. L-am pupat pe obraz, așa, dar... Până joi seara... Nici pachete, nici scrisori. Aha. Pentru toată casa. Doamna Simona. Dar de ce? Adică mi-asum eu. De ce trebuie să suporte toată lumea? Pentru că voi știți foarte bine că astea sunt regulile. Nu, pe bune. Regulile bine, sunt făcute ca să fie respectate de deși. Fiecare băiat a trecut prin încălcarea asta, prin blocarea asta a mamelor. Uite, oamenii ăștia erau într-o relație și n-au vorbit, da? Puteți abții, mai ales că știți că de cele mai multe ori când cineva încalcă regulamentul, suferă toți. Da, probabil că ai fost... Nici nu știu cum să spun. Hai mă, Dedi, ești fix de ziua mea. Da, asta e. Antonia, pare rău, ce să facem? Vorbiți cu el, ia uite-l. Nu știu ceva de spus. Te rog. Eu când am încălcat regulamentul cu Liviu, ne-am asumat amândoi și am... Am avut noroc noi atunci. Am avut noroc. Acum nu mai fost noroc. Da, doar eu. De ce eu, măi? Vreți să vă pedepsesc și pe voi retroactiv să prelungim până săptămâna viitoare? Că putem să facem asta. Eu zic să... E bine așa, da. Stați un pic, dar de când sunt de pe picior de negociere? Că... Nu e negociere, este perfect. Nu supărat că vine, trebuia să vină un pachet și nu mai a venit și trebuia să... Păi până joi seara, prietene, te trezești un pic? Joi seara e cu zi înainte de vineri. Nu am nimic în plus, am zis, doar a spus ca și... Nu mai spune data viitoare. Hai să o lăsăm așa. Și în general, orice sancțiune e dată de către producție și nu, adică nu, și dacă le negociați cu mine, nu o să o retrag. Niciodată, e foarte bine, mai rău putem să facem. Puteau colegii mei să vă dea până săptămâna viitoare. Se poate așa, adică ziceți mersi că n-a fost până lunea viitoare. Spus că așa e, mai că mă scuzească bani. Dacă aveți o problemă, uite, vorbiți cu el. De fapt, lui trebuie să-i cere socoteală, nu mie. De fapt, încălcarea cea mai gravă care a fost? Dansul, pupicul de sau deși, faptul că a mers? Interacțiune. Ce înseamnă interacțiune? Orice fel de interacțiune. Și putem să participăm împreună la task-uri? Nu, nu poți. Evident, interacțiune. Tu nu înțelegi sensul cuvintelor în limba română? Vrei să-ți vorbesc într-o altă limbă? Că aș putea să încerc. Da, nu știu decât engleză și franceză. Am înțeles. Da. Așadar, nu mai face pe nevinovatul că nu știi ce ai făcut și ce interacțiune. Asta e o interacțiune suficient de mare. Bine, cu atât mai mult cu cât tu ai întrebat producția și ți s-a spus, dacă încalci regulamentul, o faci pe barba ta. Asta a fost mesajul care, deci tu știai că o faci pe barba ta, tu știai că încalci regulamentul și tu știai că încălcând regulamentul riscă toată casa o sancțiune. Deci ai făcut-o de bunăvoie, nesil de nimeni și asumându-ți consecințele.